Sub un soare cald, cu flori în mâini și cu ramuri de salcie, sute și sute de oameni și-au purtat pașii spre Biserica Sfântul Gheorghe. Au venit femei în straie populare, copilițe cu capete îmbrobodite în basma, bătrâni și tineri deopotrivă au venit să se roage și să fie binecuvântați de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. A fost o liniște deplină, s-a auzit doar murmurul rugăciunilor și cântărilor bisericești ale soborului de preoți. Sfânta liturghie a fost ca un pansament pentru suflet. După finalizarea slujbei, mai mari bisericii au folosit cuvinte alese și au mulțumit lui Dumnezeu pentru că după ani și ani în care Biserica Sfântul Gheorghe a fost sprijinită în schele, cu rugăciune, credință și trudă, s-au obținut fonduri în vederea reabilitării. Nimic nu ne unește la ziua orașului mai mult decât Sfânta liturghie de astăzi. De aceea să căutăm această unitate între noi, care face posibilă unirea cu Hristos. El în noi toți, în toate sfatele noastre, și noi în El, prin Sfânta Armonizată Liturghie. Mulțumim înaltea Sfântitului. Chiar dacă biserica noastră încă mai este încorsetată în aceste schele vechi și bandajat acoperișul cu folie de rafie, pentru noi astăzi biserica s-a îmbrăcat în haine de sărbătoare pentru a-L cinsti ca în fiecare an, așa cum se cuvine, pe ocrotitorul și patronul bisericii noastre și a orașului nostru, pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. I-a tremurat vocea, iar lacrimile i-au jucat în ochi primarului Cătălin Flutur. După 7 ani de secetă, cum îmi place mie să spun, după 7 ani în care nu am semnat niciun proiect important pentru Botoșani, cu voia Domnului spun, cel mai important proiect semnat de noi anul ăsta este reabilitarea acestei frumoase biserici. Inima orașului, biserica noastră de suflet. Să se împlinească acest gând atât de prezent în mintea multora, iertându-ne dumneavoastră pe noi, pe toți, pentru neputințele noastre, că până acum nu am fost în stare să împlinim această lucrare, dar după cum merg lucrurile și dacă Dumnezeu dorește, parcă toate obstacolele au fost îndepărtate. Pentru ce vă rugați astăzi, Domnule? Pentru sănătate, pentru copii, pentru bunăstare, pentru totul să fie bine. Să ne meargă bine în continuare, în tot ce ne propune. Că asta e scopul unei sărbători. Să o sărbătorim, să ne rugăm, sigur că da. Stăm și noi ca să primim acolo așa binecuvântarea de la părinți. Pentru sănătate, pentru tot ce este bine în lumea asta. Mitropolitul a îndemnat botoșenenii să își boteze pruncii cu nume românești, cu nume sfinte și nu cu nume englezești ori italienești. La finalul slujbei, copilașii și botoșenenii care au postit au primit Sfânta Împărtășanie și au fost binecuvântați de înalt preasfințitul Teofan.